Acum am plăcerea să filmez în compartimentul care la acest moment sunt deținute femelele văduve de zbor din crescătoria campionului național, domnul Florea Georgică, din Balș. Câte femele au mai rămas, domnul Florea? 16 femele au mai rămas. Deci s-au mai dus și din ele. Da, da, s-au dus. Da. Vreau să vă prezint în special o femelă, deci aceasta este femela de mi-a venit... Mi-a venit prima de la maraton de la Vodava. Asta a venit? Roșia? Da, da. Frumos. Este o porumbiță care a zburat și anul trecut pe Polonia. Deci fără loc experiență, al doilea an pe Polonia, da, nu? Da, da, da. De obicei cam și ea, ca și masculul, stă foarte bine la Ana. Da. Deci parcă Nina au năprlit. Da, văd că da, deci, are potențial maxim. Deci da. Mai zboară 3 luni de 5 ori, dar nu mai avem, cum să zicem, nu mai avem etape până atunci. Da. Și vreau să vă mai arăt o femelă dragă mie. Este foarte tardivă. Ah. Și o să vă explic și povestea. Deci o iubesc. Bălțata asta? Da. Este, vede, este o, pot să-i zic că e și pui, este o femelă tardivă. Se vede că e mai micuță. Da, dar este o femelă foarte, foarte scoasă, foarte târziu. A zburat foarte puțin pe toamnă și în primăvară ce a început să se înalțe mai bine. E. Această femelă, eu mai fac câteva antrenamente, îi pregătesc pentru pentru foș și maraton și îi mai duc pe la 50, 60, 100 de kilometri. Din în săptămâna de dinainte de embarcare? Da, da. Din toți porumbei, toți vin grupați, vin stol. Ea vine singură. Ea vine singură la o oră, exact la o oră. A avut două fonduri, nu mi le-a clasat, fiind și tardivă. Și m-am supărat pe ea, cu toate că o iubesc. Și are o serie 7-7-7. Eu cu prietenul meu îi zicem bateria, că nu îi se încarcă bateria, că nu îi se încarcă. Că de-aia vine mai greu, că nu îi se încarcă bateria. Și am băgat-o să m-am supărat, am avut mai mulți ca ea. De-aia fiind tardivă, de-aia am și respectat-o. Pot să vă zic că a și clasat binișor la maraton. Păi la experiența pe care a venit foarte bine. Păi și cât e de mică? E mică și vă zisei de la 50-60 de km vine la o oră după stolul meu. Da. Deci după ce vin toți porumbeii stol... O să vedeți după ce se maturizează și începe să... Încerc să mai bag și etapa asta tot la maraton, ca să facă și un maraton dacă reușește și va rămâne, cred că nu va mai merge anul ăsta absolut deloc. Pentru că este... Două maratoane la un an, nu? Niciun an. Niciun an nu are și la toamnă face anul. Da. Da, și uitați așa și ca... Prezență, ia. Se vede că e... Da, da. Îi zic bateria, asta este renumita baterie. Dacă va face, dacă va face la anul cel puțin așa ceva... O să ceva. Facă treabă, da. O să vedeți. Deci vă zisei, la 50-60 de kilometri vine tot stolul. Ea vine fix la o oră. Deci la o oră vine și ea. Cine știe pe unde întârzi, deci da, ce sisteme de orientare știu. Are? Deci... La fiecare antrenament, nu s-a întâmplat odată, deci la fiecare antrenament de merg cu ea vine la o oră. Am băgat-o la fond, a venit prin mijlocul ai mei, dar n-a clasat fondurile. Pentru că n-a clasat fondurile, m-a răzbunat pe ea și am să o bat la maraton. Bă, fi de maraton dacă nu să scap de ea. Și spre uimirea mea, vine mai am o tardivă care a venit tot așa, spre uimirea mea a și clasat. Păi ce treabă bună. O măgăm și la maratonul ăsta la întocmai o să avem îmbarcare. O vine dintr-o pereche nouă sau ați mai, ați mai no, spus din ea? Ați no, mai aveți no, frați no. cu ea? Am avut în 2014 niște porumbei foarte, foarte bine. De exemplu, am avut la naționalul de Izum 6 băcați, 6 veniți, 6 clasați. Și am avut un seamănă cu taică-s-o, a fost cel mai bun maratonist al meu în 2014. Și am oprit o fică din acel porumbel la matcă. Pentru că anul următor s-a schimbat ruta pe Polonia și l-am pierdut. Da. Și este de cum ar veni nepotă de ce oricum dintr-o linie foarte bună de zburători. Da, da. De zburători de maraton. Da, super. Da, deci poate ați observat la mine femelele le cipesc cu roșu, masculii da, cu da. Normal. Ei cunosc de obicei pe toți, dar din grabă, din alea, să nu avem probleme. Da, dacă mai vine și doamna, uitați și aici câteva exemplare frumoase. Eu nu prea intru de aia, nu prea intru ziua la ei și ele acum încă nici nu prea știe ce se întâmplă cu ele, că dacă nu prea sunt aranjate. La femeile numai în cazuri extreme intru ziua, dar așa nu. Primăvara în lotul de zbor băgați și iarnici? Pui de un an? De obicei foarte puțin, de obicei, puțin, dar nu? Dacă se poate deloc.
Cam aș vrea să bag tot ce este zburat. Da. Deci eu zbor și toamna pui. Da, zburat toamna pui, da, da, da. Fiecare. Și vreau să-i zbor cu... Au mai fost chestii cu clasament, fără cu clasament să vedem despre ce e vorba. Așa să-i băgăm decât să ne aflăm. Da. Eu și noi cu mașina îi ducem de 5 ori și gata. Da, așa e, așa e, așa e. Deci vrem să ne vedem și valoarea așa. Așa e. Cât de cât. Mergem în continuare la... Da, mai avem jos 3 compartimente, 2 de matcă, una de pui. Pui. Da. Mergem și acolo. Mergem și acolo să vă vedeți așa ca... Da, vă mulțumesc mult. Și eu vă mulțumesc și vă mai așteptăm pe la noi. Mai trec.